Bună seara! Vreau să vin cu actualizarea ultimei informații. La momentul actual, în Republica Moldova, avem 29 de cazuri de infecție cu COVID-19, 15 sunt de import, 14 sunt transmitere locală. Deci, pe parcursul zilei de astăzi, în baza testelor care au fost efectuate, avem 6 cazuri noi. 2 sunt de import, este vorba de persoanele care au revenit din Marea Britanie, iar 4 cazuri sunt de transmitere locală și vreau să menționez că toate persoanele sunt spitalizate. La momentul actual, starea pacientei care a fost transferată de la Toma Ciorba la Spitalul Clinic Republican este critică și sperăm foarte mult că, într-adevăr, să reușim să salvăm viața acestei persoane. Totodată vreau să vin și cu o noutate bună. Avem o persoană care a fost vindecată. Nu am venit intenționat anticipat cu o informație pentru am vrut să ne asigurăm. 2 teste care au fost realizate denotă faptul că sunt negative și persoana este total vindecată, pentru mâine fiind planificată externarea persoanei din instituția medico-sanitară publică. Eu vă mulțumesc tuturor că ne urmăriți. Și mai vin încă o dată cu un mesaj. Stați acasă, protejați-vă pe sine și pe cei apropiați. Sănătate și seară frumoasă! Ați putea să dați câteva detalii despre acest nou caz, poate nu se interesează, poate sexul măcar sau vârsta sau... De fapt, 6 cazuri noi. În cazul respectiv vreau să menționat că doamna care se află în stare critică, ca rezultat a fost contaminat și soțul acesteia, este internat și dumnealui la Institutul Medico-Sanitar Toma Ciorba, iar dacă să ne referim la persoana care s-a însănătoșit, este un rezultat bun, este o persoană, apropo, dintre cele care a făcut autotratamente la domiciliu, în virtutea faptului că i-a fost recomandat tratament, în rezultatul acestui autotratament starea de sănătate i s-a agravat, astfel i-a ajuns la instituția medico-sanitară Toma Ciorba și mă bucur foarte mult că testele sunt negative și sperăm în următoarele zile să venim cu rezultate pozitive vis-a-vis de însănătoșirea mai multor persoane care sunt la momentul actual în instituțiile medicale. Sincere mulțumiri medicilor pentru efortul pe care îl fac, sincere aprecieri profesioniștilor pentru consolidare și, de fapt, pentru munca pe care o realizează pentru a asigura sănătatea populației. Cei care nu reprim cu mult la voi în instituție. Da, și la mine sunt toți. Dar asta e mai lungă.